orele conferinței continuă. De la tribună au vorbit oaspeții de peste hotare. Mitropolitul Sebastian. Și preasfințiți mitropoliți, arhiepiscop și episcop, preacucernici și preacuvioși părinți, iubiți, frați și prieteni. Virtus Christus mitcot. Preotul Erwin Koch, președinte al Comitetului Național al Partizanilor Păcii, președinte al Comitetului Național al Partizanilor Păcii din Austria, a declarat că fiecare slujitor al bisericii trebuie să răspândească cât mai larg ideile păcii. Chers amis et frères en Christ, dans la lutte pour la paix, pastorul olandez Hugo van Dalem spune: am venit în mijlocul dumneavoastră din lumea apuseană, sfârșiată de contradicțiile capitaliste, din lumea în care își desfășoară propaganda ațățătorii la război. Un monde dans lequel M. Truman a annoncé la fabrication d'une série de nouvelles armes, de bombes atomiques. Hugo van Dalem a subliniat că participă cu mare bucurie la această conferință pentru apărarea păcii. Si cordial de Monsieur le Patriarche de la Russie Alec. S-au solidarizat cu participanții la conferință reprezentantul Bisericii Ortodoxe din Antiochia, arhimandritul Vasile, protoiereul Bisericii Ortodoxe Finlandeze, Mihail Miikola, pastorul luteran din Danemarca, Halp Johansson, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare, arhimandritul Maxim, bisericile și comunitățile religioase din Uniunea Sovietică vor propovădui și mai larg ideile păcii. În acest sens s-au exprimat arhiepiscopul Bisericii Evanghelice Luterane din Estonia, Jan Kiivit, președintele Consiliului Ecleziastic al Musulmanilor din Transcaucazia, Sheikhul Islam Alizade, episcopul catolic leton Petr Struts, Alexei Remizov, conducătorul comunității creștinilor metodiști din orașul Tbilisi, capul comunității creștinilor de rit vechi din Riga, Vaconia, muftiul Mahomet Kurbanov, președintele Consiliului Ecleziastic al Musulmanilor din Caucazul de Nord, canonicul Stankevičius, capul arhiepiscopiei Bisericii Catolice din Kaunas, Lituania, decanul Bisericii Reformate din Ucraina Subcarpatică, Adalbert Genci. Conferinții, închinate apărării păcii, le aprobă credincioșii de toate confesiunile. Mitropolitul Nicolae a dat citirii numeroase telegrame de salut adresate conferinței din diferite orașe ale țării și din străinătate. Închinându-și lucrările, conferința a adoptat un mesaj către bisericile, comunitățile religioase, clerul și credincioșii de toate confesiunile din lume. De asemenea, a fost adoptat un mesaj către Consiliul Mondial al Păcii, sub steagul căruia oamenii de bună credință luptă pentru un pact al păcii, pentru încetarea războiului în Coreea, pentru prietenia popoarelor. Participanții la conferință au aprobat în unanimitate aceste mesaje. Capii bisericilor au semnat mesajele care cheamă pe slujitorii bisericilor și pe toți credincioșii din țările capitaliste să se unească în lupta pentru pace. Crederea în victoria cauzei drepte a păcii, participanții la conferință și-au exprimat-o în mesajul de salut adresat lui Iosif Visarionovici Stalin. În cuvântarea de încheiere a lucrărilor conferinței, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusiei, Alexei, a menționat unanimitatea părerilor manifestată de toți participanții la conferință.